Bună ziua, dragi prieteni! În primul rând, mă bucur să vă revăd și salut prezența mass mediei aici în sală. Mă bucur deoarece oficial de pe 1 septembrie a demarat noua sesiune a Parlamentului și aș dori astăzi să stărui în context la ședința Comisiei de Politică Externă și de Integrare Europeană, care a avut loc astăzi și care, din considerente pe care le veți afla ulterior, s-a produs în formulă electronică, în regim online, deși au existat toate posibilitățile tehnice și umane de a avea o ședință clasică în formatul tradițional, cu prezența fizică a tuturor membrilor Comisiei de Politică Externă, inclusiv a deputaților din Parlament care ar fi dorit să participe la această ședință. Chiar de la bun început doresc să vă atrag atenția că agenda de astăzi a Comisiei a prevăzut doar trei subiecte. Era vorba de niște acorduri în domeniul agriculturii cu Uniunea Europeană, altul aspect cu iarăși un acord cu Uniunea Europeană, și acel de al treilea subiect se referea la colaborarea militară dintre Republica Moldova și țara noastră vecină, Ucraina. Chiar de la debutul ședinței i-am solicitat președintelui acestei comisii de politică externă, din care de altfel fac și eu parte, dacă mai există și alte subiecte care ar urma să fie puse în discuție, în examinare. Ei bine, nu întâmplătoare a fost această întrebare a mea, deoarece am aflat că în stilul tradițional al actualei guvernări este pusă la cale trecerea printr-o formulă ilegală a candidaturii celor trei ambasadori care urmau să fie examinați și votați în cadrul Comisiei de Politică Externă. Ziceam că s-a făcut în stilul tradițional, într-un mod ilegal, într-un mod, aș zice, chiar laș și într-un mod tradițional ce caracterizează această guvernare, deoarece, unu, în agendă nu era prevăzut și, al doilea, s-a intrat pe ușa de spate în ultima secundă, special ca să nu fie prezenți deputații din comisie și să nu mai participe și inclusiv mass media. Era foarte clar, de la bun început am avertizat președintele comisiei că orice decizie care va fi adoptată de către comisie este una ilegală, deoarece nu există actualmente nici un document juridic care reglementează votul electronic. Nici în Parlament, nici la guvern, nicăieri nu există un document juridic, o lege care ar permite votarea electronică, online. Am avertizat și colegii, putem discuta, putem examina, dar nu în niciun caz de a accepta formula votului electronic. Paradoxul a fost că propunerea mea a fost ignorată și al doilea, motivarea fiind că motivul din cauza pandemiei, o poveste și o sperietoare mult prea veche și valorificată plenar de către Dodon, Deacov și Filip. Paradoxul, ziceam, constă în aceea că cei trei candidați au fost prezenți la Parlament. Ei au venit la Parlament și au fost prezenți în sala 114, unde
În mod firesc, trebuia să fim și noi prezenți, deputații din comisie. Adică pentru, în cazul celor trei candidați, nu e, n-a fost și nu este pericol de pandemie, iar în cazul prezenții deputaților, ați văzut că imediat a apărut problema contaminării cu virusul acesta blestemat. Dovada și argumentul cel mai concludent că a fost o făcătură ilegală pusă la cale în primul rând de către faimosul expert în șmecherii și în trucuri parlamentare și nu numai, de către Dumitru Diacov. Dar ca să-l oricum să-i utilizez un epitet mult mai frumos pe care distinsa doamnă deputată Maria Ciobanu l-a menționat, tovarășul polcovnic Diacov a dat frâu liber imaginației și a găsit formula cea mai indicată de a se eschiva de la o discuție corectă, decentă, a candidaturii ambasadorilor. Am atenționat, dar a fost ignorată cu desăvârșire. Acum vreau să stărușesc asupra faptului că subiectul colaborării cu militare cu Ucraina și Republicii Moldova cu Ucraina a fost exclus de pe agenda ședinței de astăzi și rămânând doar celelalte două, inclusiv formalitatea în câteva secunde de votare a celor trei ambasadori. E vorba, ca să-i menționez, de Andrei Popov la OSCE și în Austria, inclusiv la instituțiile specializate ONU de la Viena, de Eugen Revenco, fost ambasador, dacă nu greșesc, în Letonia și actualmente secretar general la externe și faimosul, cu ghilimele de rigoare, fost ministru de externă și o sculă docilă a lui Plahotniuc și a lui Filip, e vorba de Andrei Galbur în Suedia. Ei bine, vom trece peste candidaturile acestor trei persoane, dar înainte de aceasta aș vrea să menționez că Troica sau Sfânta Treime de la guvernare, Dodon, Diacov și Filip, au pus mâna totalmente pe politica externă și pe politica de cadre de la Ministerul de Externe. După ce și-a promovat nepotul în funcția de ministru de externe pe domnul Oleg Țulea, fost de altfel fost ambasador în Ungaria și care a mers în această funcție direct de la Partidul Democrat, neavând nicio atribuțiune cu diplomația, inclusiv ambasadorii în prezent, sunt desemnați exclusiv pe criterii partinice, politice, ceea ce contravine, evident, cadrului legal existent. Un ambasador nu poate fi membru de partid. Un ambasador reprezintă exclusiv interesele statului pe care îl reprezintă în țara de reședință. Dar astăzi aceasta este realitatea și anterior am făcut referire la această troică, sfântă treime, binecuvântată, cred că și pe muntele Athos și la Moscova, care decide tot în ceea ce ține de politica externă, dar mai ales de cadrele care urmează a fi promovați în funcțiile de ambasadori. Dacă astăzi nu ești membru de partid, nu ești afiliat PD-ului și PSRM-ului, nu ai nicio șansă de a ajunge ambasador, chiar dacă ești profesionist în domeniul diplomației sau diplomat de carieră. Și aici m-aș referi la două cazuri cât se poate de concrete. Mă refer la foștii, mai bine zis, mei colegi, Emil Jacote, care activează în cadrul Ministerului de Externe din același an care și eu am activez, din 1992, și domnul Emil Druc, exact din 1992, toți trei fiind absolvenți ai
Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Relații Internaționale de la București din 92. În cazul lor, deși au primit agrementele pentru Azerbaidjan și pentru Canada, au fost respinși, nici nu au ajuns la comisie, deoarece la PD și la Dodon s-a considerat că nu e corect, deoarece ei n-au depus jurământ de loialitate față de aceste două partide. Iată cazul cel mai concludent, cum se procedează la externe și cine dirigează politica de cadre, având în vedere Diakov, Filip și Dodon. Ei astăzi dirigează, nu contează dacă ești profesionist, importanța aia afilierea vis-a-vis de aceste două partide. În continuare, aș vrea să fac referire la persoanele concrete. De altfel, trebuie să recunosc cu doi colegi, inclusiv și a treilea, care a fost votat ilegal, deoarece electronic, ziceam, ne cunoaștem, am activat în cadrul Ministerului de Externe și m-aș referi, la, în primul rând, la Andrei Popov. L-am cunoscut prima dată în ambasada noastră când am activat în Statele Unite Americii. Adevărul că a ajuns direct la ambasadă fără a lucra vreo zi în cadrul Ministerului de Externe, din simplu motiv că era fiul fostului ministru de externe, Mihail Popov. Și lucrul acesta a fost foarte clar. Ulterior, Andrei Popov, știți foarte bine, a ajuns viceministru de externe, s-a manifestat ca un lider al PD-ului sub toate aspectele, dar lucru cel mai important, că 2-3 ani în urmă, nu mai țin minte, a fost rechemat din funcție de la Viena și de la OSCE pentru niște acțiuni absolut antidiplomatice, acțiuni care au compromis calitatea și onoarea de diplomat, și lucrul acesta cred că el ar trebui să dea el explicațiile de rigoare. Datorează mai multe explicații cetățenilor Republicii Moldova ce s-a întâmplat la Viena, dar dacă îi vine foarte greu, atunci poate domnul ex-președinte Nicolae Timofte ar putea să vină cu unele clarificări și explicații suplimentare ce s-a întâmplat și cum i s-a părut cel mai mare dușman delegația României de la OSCE. Cred că alt caz, ca să facem, conturăm o imagine a viitorilor ambasadori, este cazul din Statele Unite ale Americii a lui Andrei Popov, când la expirarea mandatului de 3 ani, într-un moment de avansată inspirație diplomatică, aș zice, a accidentat o mașină a poliției din statul Maryland. Evident că după asemenea situații trebuie revocat imediat acasă. Dar paradoxul ce se întâmplă? Din contră, lui i se extinde cu un an de zile aflarea în cadrul misiunii ambasadei noastre în Statele Unite ale Americii. Dar aceasta rămâne pe conștiința, în primul rând, a persoanei vizate, dar și a șefilor care au decis menținerea lui atunci în acea perioadă la ambasada noastră de la Washington. Vă mai zic un moment picant. Aflându-mă la București în calitate de ambasador, într-un moment foarte delicat și incredibil pentru mine, mi s-a solicitat să dau explicații de ce am ignorat participarea mea la o activitate, acțiune a ambasadei Federației Rusie la București, când era vorba de 23 februarie, așa numită sărbătoare din Zaștitnikov Otecestva, și pe 9 mai. Ambasada rusă organiza în stilul tradițional sovietic și cu CSI-ul diverse acțiuni care le-am considerat că Republica Moldova, ca stat european, ar putea, prezența noastră nu este obligatorie. Uitați-vă că acest individ care deținea funcția de viceministru era profund revoltat de ce n-am participat. Evident că am ignorat aceste solicitări, fiindcă
scopurile aflării mele acolo și în general a unui ambasador al Republicii Moldova erau cu totul altele, nu de a face joc cu Federației Ruse. Aici pun punct cu această persoană și trecem la alta, Andrei Galbur. Vreau să vă spun că în 2017, la nici 2 ani de zile de aflarea mea în calitate de ambasador la NATO în Belgia și în Luxemburg, acest individ care mai deținea atunci funcția de ministru de externe a decis, adică el a propus lui, i-a propus lui Plahotniuc, lui Filip și susținut inclusiv de Leancă să fiu revocat din funcție pe un motiv absolut absurd și ilegal. Chipurile aș fi fost trimis în misiune la NATO și în Belgia și în Luxemburg pe criterii politice. Adică m-ar fi trimis un partid politic și în speță e vorba de Partidul Liberal. Deși, am spus-o și anterior, nu o singură dată. În viața mea n-am fost niciodată membru de partid. Nici în perioada sovietică, nici post-sovietică și nici în prezent nu sunt membru de partid. Și paradoxul, când am solicitat, fiindcă nu m-am mai adresat la Galbur, dar premierului Filip de atunci, să dea o explicație. Filip a venit la Bruxelles și a bolborosit în stilul lui umil, jalnic și umilit că, da, dumneavoastră ați fi fost promovat de către partid. I-am explicat, eu sunt diplomat de carieră, am fost promovat de la externe, activând ca ambasador cu misiuni speciale, am fost detașat de la externe. Ei, bine, uitați-vă ce se întâmplă acum. Ceea ce a fost chipurile motiv de revocare a mea, astăzi Filip, Diacov, Dodon, inclusiv acest insipid și incolor pretins diplomat Galbur, vine în această funcție direct de la Partidul Democrat, în calitatea lui de consilier a Partidului Democrat și a lui Filip, chipurile în domeniul politicii externe. Vedeți ce înseamnă ipocrizia, demagogia unor persoane total compromise, începând de la Dodon, Diacov și Filip. Ne mai vorbim de Galbur, care nu are nicio responsabilitate sau onoare diplomatică, fiind promovat la externe de către ex-vameșul Andrei Stratan și ulterior la Moscova de către Filat și Leancă. Dar cred că aici am pus punct cu cea de-a doua persoană, ca să aveți totuși o imagine ce persoane sunt promovate. Dar ăsta e culmea, Galbur, direct de la partid. Popov a mai fost în stilul tradițional și al recunoștinții familiale dintre familia Deacov și Popov, v-am mai spus și anterior, au lucrat împreună cu tatăl lui Andrei Popov la ambasada URSS-ului la București, în sens de recunoștință, l-a plasat acum câteva luni de zile ceva la externe în calitate de ambasador cu misiuni speciale, ca să aibă un motiv că îl trimite nu direct de la partid, dar de la externe. Cea de-a treia persoană, Eugen Revenco, trebuie să recunosc sincer că nu prea am a spune nimic, fiindcă persoana respectivă nu s-a manifestat în mod deosebit pe domeniul diplomatic cam cu nimic, doar prin faptul că a fost o persoană afiliată Partidului Democrat, a fost consilier fostului șef de politică externă la Parlament și ulterior a fostului președinte a Parlamentului, Corman. Doar pe formula respectivă, iarăși pe o filieră eminamente politică și partinică, mai degrabă, de loialitate partinică. M-am referit la aceste persoane ca cetățenii noștri să cunoască, în contrast cu alți diplomați de carieră din cadrul Ministerului de Externe, care nu sunt promovați doar că nu fac parte și nu fac slujul partidelor politice la guvernare. Aș vrea să mă refer în mod special și la cazul recent de revocare a domnului ambasador Mihai Grebincea de la București.
Știm cu toții cât de importantă și strategică este această relație cu România, dar și această funcție. Păi să știți că domnul Grebincea nu a făcut, de altfel este coleg de facultate din 90-92 și absolvent a SNSPA-ului și din 92 domnul Grebincea a activat la externe. Cu ceilalți colegi mă refeream domnul Jacotă și domnul Druc. Suntem colegi din prima promoție și practic am fost la fondarea, la constituirea Ministerului de Externe. Păi bine, dumnealui este revocat din funcție ca să fie trimisă acolo și i s-a solicitat agrementul o altă persoană, tot de la PD. E vorba de domnul Victor Osipov. Știți foarte bine a filierea lui politică, la cândva la domnul Urecheanu, ulterior la PD, șef de campanie electorală, dacă nu greșesc, în 2016, a lui Plahotniuc, ulterior, încă o dovadă că politica de cadre la externe este una dezastruoasă. Și diplomații de carieră, adevărații diplomați, chiar și cu verticalitate, care știu și conștientizează că reprezintă Republica Moldova în statul de reședință, nu pe Diacov, nu pe Filip, cu atât mai mult pe Dodon, dar interesele statului și a cetățenilor, păi domnul Grebincea este revocat. Și chiar cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire cererii de demisie a domnului Grebincea, ca să vedeți cum procedează un diplomat adevărat și cum a fost umilit domnul Grebincea de către actuala conducere a Ministerului de Externe, dar și conducerea Republicii Moldova. Cererea e foarte succintă, dar am să o citesc. Domnului Oleg Țulea, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Dat fiind faptul că la expirarea mandatului de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova mi s-a oferit o funcție inferioară experienței mele, în paranteză, consilier al secției NATO în intervalul 29-31 iulie 2020, ulterior consilier al serviciului diplomatic public, diplomație publică, comunicare strategică și interacțiuni cu presa în intervalul 01-28 august 2020, vă aduc la cunoștință că demisionez din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Consider oferirea funcțiilor menționate o manifestare clară a voinței conducerei MIAIE-ului de a se debarasa de mine din cadrul Ministerului. Dovadă elocventă a acestei voințe a fost și ordinul dumneavoastră, inițial din 10 iunie, cu privire la rechemarea mea din funcție, cu încetarea raporturilor de serviciu din data de 29 iunie 2020. Doar după ce l-am informat pe secretarul general Eugen Revenco că voi da în judecată Ministerul de Externe pentru concedierea mea ilegală din funcție, conform legislației în vigoare, ambasadorii sunt funcționari publici, dumneavoastră ați modificat ordinul privind rechemarea mea din post cu stipularea la dispoziția Ministerului oferindu-i funcția de consilier. Consider atitudinea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene față de mine nejustificate și sper și îmi doresc mult ca după schimbarea conducerii ei să revin în cadrul Ministerului de Externe. Doar două cuvinte aș vrea să stărui vis-a-vis de domnul Grebincea. Domnul Mihai Grebincea este cu adevărat un diplomat de carieră, un profesionist model pentru Republica Moldova. A activat în cadrul misiunilor OSCE din Georgia, din Croația. A activat în cadrul misiunii ONU în Timorul de Est. A activat 10 ani de zile în cadrul OSCE-ului de la Haga, în cadrul comisarului pentru minoritățile naționale.
Adică este o valoare indubitabilă prezența domnului Mihai Gribincea în diplomația moldovenească, cu atât mai mult că este unul din cei mai buni și redutabili experți în domeniul politicii externe și a cele de securitate, în special pe prezența ilegală a trupurilor rusești de ocupație în Transnistria. A editat mai multe cărți, manuale, în care descrie caracterul absolut ilegal și necesitatea de a fi retras. Ei, vedeți, când e vorba de diplomații de cariere cu verticalitate, anume aceștia nu sunt acceptați, ci doar cei care sunt loiali și docili regimului actual. Ziceam, lui Deacov personal, lui Filip personal, inclusiv și lui Dodon, că nu face nici acesta o excepție. Iată care sunt realitățile. Cu o proximă ocazie voi reveni la politica de cadre în Ministerul de Externe, unde în cadrul lui au fost create funcții absolut nejustificate de ambasadori cu misiuni speciale. De când cunosc eu și colegii mei, cândva era doar o funcție de ambasador cu misiuni speciale, pe care am deținut-o și eu, și veșnic mă întrebam care e necesitatea de a avea această funcție. Păi bine, astăzi sunt 5 funcții de ambasadori cu misiuni speciale. În majoritatea lor sunt fosile vechi, socialiste, comuniste și, sau de altă natură, doar ca să fie un depozit pentru partidele de la guvernare. De aceea pun punct aici la aspectul respectiv și voi reveni cu o proximă ocazie. Prezența mea în Parlament și în cadrul Comisiei de Politică Externă este de a avea o politică externă coerentă, o politică externă care susține interesul național al Republicii Moldova și nu mofturile personale și aberațiile lui Dodon, politică externă echilibrată, dar cu armată rusească de ocupație pe teritoriul nostru. Iată de ce am decis că astăzi voi contesta oficial decizia Comisiei de Politică Externă și Integrare Europeană de a vota candidaturile acestor 3 persoane. Nu există niciun temei legal și am avertizat asupra acestui fapt. Putem discuta, examina, dar în niciun caz de a vota, deoarece votul electronic nu este unul corect juridic, este unul nul și astăzi chiar am să fac demersul respectiv. Pentru a pune capăt dezmățului în care se află Republica Moldova, și ați văzut petrecăraniile lui Dodon pe muntele Athos, pe la Condrița, pe la Holercan, pe orice unde, inclusiv și a arogantului și cinicului premier Chicu cu nunta pe timp de pandemie, pentru toți este interzis, dar pentru acest pretins umorist cu mult sarcasm și cu aroganță incredibilă, nu există. Pentru proști, da. Pentru mine, nu. Mă refer la faimoasa lui nuntă. Păi, cu asemenea guvern, cu asemenea guvernare, cu un asemenea Deacov, cu un asemenea Filip, cu un asemenea Dodon, nu mai trebuie să suportăm această situație și fac un apel către toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova, în imediata sesiune să debarcăm acest guvern total compromis. Să creăm o nouă majoritate cu adevărat pro-europeană, pro-românească, care exprimă interesele cetățenilor și nu a clanurilor, nu a celor care merg pe la hotelul Luna, pe la hotelul Sisters, știți foarte bine cu ei aparține, sau la alte, pe la alte localuri unde decid soarta cetățenilor, dar și soarta Republicii Moldova. De aceea îi îndemn și fac un apel colegial către toți la viitoarea ședință a Parlamentului, să debarcăm această rușine națională și să avem, ziceam, și o politică externă pe potriva intereselor noastre naționale. Mulțumesc mult!
În cazul în care aveți careva întrebări, cu multă plăcere voi răspunde. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună în continuare. Fac un apel către toți alegătorii, către cetățenii Republicii Moldova, să păstreze și să respecte, în primul rând, să respecte regula igienică, să păstrați masca și distanța socială, fiindcă pandemia este o realitate, nu o imaginație. Și al doilea moment, iarăși, chiar dacă mă voi repeta, e nevoie de urgență, de un nou guvern, de o nouă guvernare în Republica Moldova. O zi bună, participați activ la campania prezidențială. Nu mai avem nevoie de această rușine națională care este Dodon, nu mai avem nevoie de un Diacov, de un Filip și alți ortaci din găștile lor, pretinși pro-europeni sau, Doamne ferește, încă pretinși unioniști prin acest partid. Mulțumesc și o zi bună în continuare să aveți!